Am putut vedea prototipul microbuzului pentru transport elevi pe baza unui proiect european. Prin PNRR, 25 de microbuze vor veni până în toamnă pentru transportul elevilor, la care se adaugă încă 17 microbuze prin Agenția Fondului de Mediu. Toate lucrurile acestea se fac în sprijinul comunităților locale de transportul cu microbuze de tipul acesta electrice. Vor beneficia circa 6.000 de elevi din județul Argeș. Apele persoane cu dizabilități. Aha. Are un senzor legal la șofer în cazul în care mașina pornită cu contactul pus să nu plece cu rampa deschisă. Da, 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 da. Sistemul de pentru prindere căruciorul cu handicap. Da. Se trage, se leagă de roată și după aceea pe cu clichet începi să strângi, până îl fixezi. Da, 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 înțeles. Trebuie să se blochează. Perfect. Agață și începe să strângă. Căruciorul e mai mare, mai mic.